Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună în această ocazie. Vă invit să ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem din nou Biblia. În fiecare ocazie o să aduc în atenția dumneavoastră un nou pasaj din Sfânta Scriptură, fie că este din viața apostolilor, fie că este din viața patriarhilor, fie că este din viața Domnului Iisus Hristos, mereu și mereu vom încerca să învățăm ceva nou din Cuvântul vieții. Pentru ocazia de față, vreau să aduc în atenția dumneavoastră din Evanghelia după Luca, la capitolul 19, viața unui om bogat. Se numește Zacheu. În Luca, la capitolul 19, cu versetul 1, în continuare citesc. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea, din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă Iisus. Iată așadar, în câteva cuvinte, ne prezintă tabloul acesta frumos, Sfânta Scriptură, vorbindu-ne despre un om foarte bogat, Zacheu, care avea o meteahnă, era mic de statură. Cu toate acestea, în inima lui se înfiripase dorința să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Oare de ce? O să descoperim în cele ce urmează cam care era stigmatul societății vis-a-vis de cei care se îmbogățise, mai ales dacă era și vameș, pentru că era un vameș evreu, asta înseamnă că se puseseră în slujba romanilor, ceea ce pentru ei însemna că trădase neamul. Cuvântul ne spune: a alergat înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Îmi place foarte mult gândul acesta că Zacheu a vrut să-l vadă pe Iisus Hristos. Probabil că nu de multe ori urma ca Mântuitorul să treacă prin locul acela. Tocmai de aceea era important ca el să-l vadă. Văzând în ocazia aceea, urma să rămână așa cumva imprimat pe retina lui chipul acela plăcut al Domnului Iisus Hristos, care era plin de lepădare de sine. Și Biblia zice: Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus, da, unde era el cocoțat acolo în copac, și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Domnul Iisus Hristos își face drum special prin locul acela, pe sub copacul acela pe unde Zacheu era suit, tocmai pentru că avea un mesaj special pentru el și pentru casa lui. Mă impresionează enorm de mult ce frumos își face Dumnezeu planul, ce frumos își face Domnul Iisus Hristos planul pentru fiecare zi să ajungă la cei mai păcătoși ca să-i poată salva. Zacheie, iată că Domnul Hristos îi știe numele. Este o dovadă de netăgăduit că Dumnezeu știe numele nostru. Este îmbucurător să știm că Dumnezeu știe cum ne cheamă. Dumnezeu știe unde locuim. Dumnezeu știe casa noastră. Dumnezeu știe familia noastră. Dumnezeu știe dacă avem ce mânca, dacă avem ce îmbrăca sau dacă nu avem acestea. Dumnezeu știe totul. Trece Domnul Iisus Hristos pe acolo și îi zice: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Zacheu în grabă s-a dat jos. Îmi place că omul acesta vrea să-L primească pe Domnul Iisus în grabă. Mulți dintre noi auzim Evanghelia, mulți dintre noi poate am auzit Evanghelia de multe ori. Sunt persoane care poate ani de zile au uitat în cuvânt, în contact cu cuvântul, cu Evanghelia și totuși nu au luat o poziție de partea Domnului Iisus Hristos. Omul acesta de grabă se dă jos din pom, pentru că vrea să-L primească pe Domnul Iisus. Și nu oricum, nu de silă, nu de musai, ci îl primește cu bucurie. Și spune cuvântul: când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Deci în mintea lor, Zacheu era un om păcătos. Curios lucru, ei nu erau păcătoși. Cum putea să gândească că Domnul Hristos a intrat să găzduiască sau să mănânce la un om păcătos? Ei nu erau la fel de păcătoși? Iată așadar cât de ușor putem să cădem în capcana de a socoti că alții sunt mai păcătoși decât noi. Nu este corect lucrul acesta. Poate că după mintea noastră și după aprecierea noastră, unii sunt mult mai păcătoși decât noi, mult mai
mai greșiți decât noi. Dar poate că nu este așa. Sau chiar dacă ei ar fi păcătoși, chiar dacă ei ar fi mai păcătoși decât noi până la urmă, totuși Dumnezeu pe acești păcătoși îi caută. Pentru mine este încurajator că Domnul Iisus Hristos ne caută. M-a căutat pe mine. Astăzi poate te caută pe tine. Dacă nu te va întâlni azi, poate te va căuta și mâine. Poate te va căuta și săptămâna viitoare. Oricum, într-o zi tot te va întâlni. Chiar dacă ești mic de statură și nu o să-L vezi printre ceilalți, cu toate acestea, va veni El suficient de aproape ca să te întâlnești cu El. Biblia spune că Zacheu s-a dat jos și L-a primit pe Domnul Iisus cu toată bucuria. De aceea, Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Parcă-mi imaginez cum de bucurie că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a intrat în casă la el, s-a dus în locul unde țineau pungile cu galben, le-a dus în fața tuturor, le-a pus pe o masă și a pus mâna așa între ele, între pungile acestea, și jumătate de ele le-a împărțișat, zis: Doamne, jumătate din ele le dau săracilor. De ce oare s-a gândit Zacheu să dea jumătate săracilor? Biblia ne va vorbi imediat, pentru că mai este ceva de făcut, și zice: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Știa că nu a bunisise în mod cinstit. Știa că mulți săraci au fost privați de banii aceia pe care el a pus mâna cu lăcomie. Din acest motiv, conștiința lui se trezește și în prezența Domnului Iisus Hristos, inima lui se schimbă. Nu poți să te întâlnești cu Iisus Hristos și să rămâi la fel. Este imposibil să rămâi la fel. De aceea, la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, se va întâmpla unul din două lucruri. Inima noastră în prezența Domnului Iisus ori se va muia și o să facem voia Lui, ori se va împietri și o să facem voia noastră. Vă amintiți că într-o ocazie precedentă am vorbit despre tânărul bogat, pierdut, care a iubit atât de mult bogăția, astfel încât nu a vrut să renunțe la ea pentru Domnul Iisus Hristos. Ei bine, în cazul de față, iată că găsim un om bogat, pe nume Zacheu, care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și ca dovadă a unei întâlniri autentice, a unei întâlniri personale cu El, el vine și spune: Doamne, de azi încolo inima mea va fi schimbată. Jumătate din avuția mea o dau săracilor. Iată cum începe pocăința. Pocăința și schimbarea vieții începe de la renunțarea la sine. Învățăm aici, în punctul acesta, faptul că pocăința nu este doar o schimbare a religiei. Pocăința, de fapt, este o schimbare a vieții, o schimbare a inimii. De aceea cuvântul zice că Zacheu, impresionat de vizita Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, în casă la el, el spune: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Știu că de multe ori n-au mâncat. Știu că de multe ori poate n-au avut cu ce să se îmbrace. Și eu am fost cauza. De aceea, Doamne, jumătate le dau lor. Le aduc înapoi bucuria pe chipul lor. Aduc înapoi pe mesele lor hrană. Aduc înapoi pe trupul lor îmbrăcăminte. Aduc înapoi în picioarele lor încălțăminte. Pentru că eu i-am furat. Iar dacă am năpăstuit pe cineva, dacă i-am luat mai mult decât trebuia să iau ca vameș, pentru că eu am fost în slujba romanilor și am luat vamă și am luat vamă după unii și după alții, de aceea am mers să le dau înapoi de 4 ori. Așa spunea legea mozaică. Că dacă ai năpăstuit pe cineva, să-i dai înapoi de 4 ori ca să nu mai faci lucrul acela niciodată. Zacheu știa legea. Și iată că în ziua aceasta ia o hotărâre să dea înapoi de 4 ori. Dragii mei, mă impresionează la Zacheu faptul că el nu aduce înaintea lui Dumnezeu o pocăință pe jumătate. Pocăința inimii lui este completă, este întreagă. Putea să spună: Doamne, dacă este așa, mă duc la biserică și când va trece coșul, am să pun și o sumă de bani, mai mare ca de obicei. Nu. El socotește că o mare mulțime de bani pe care el îi are acasă sunt câștigați în mod necinstit. De aceea hotărăște să-i ducă la cei care era de drept să fie ai lor, la săraci. De fapt, Domnul Iisus Hristos îi învățase și a învățat de-a lungul vieții pe ucenici să aibă grijă de săracii
care sunt cu adevărat săraci. Orfanii, văduvele, cei bolnavi, cei care au probleme foarte grave de sănătate, pe care nu și le pot rezolva singur financiar. Este de datoria copiilor lui Dumnezeu să iasă în întâmpinarea nevoilor lor. Jumătate din avuția mea dau săracilor. Mă impresionează Zacheu pentru faptul că merge un pas mai departe și spune: am să merg să dau înapoi de 4 ori. Dacă pe cineva am păcălit și i-am luat 500 de lei, merg să-i dau înapoi 2000 de lei. De 4 ori. Și Zacheu face lucrul acesta cu fiecare persoană care îi vine în minte că el ar fi înșelat-o. Când face lucrul acesta, când ia decizia aceasta, când inima lui este înmuiată să facă voia lui Dumnezeu și să nu mai facă așa după cum avea obiceiul înainte, Domnul Iisus zice: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Când suntem noi fiii lui Avram? Când intră mântuirea în casa noastră? Atunci când suntem serioși cu Dumnezeu. Atunci când începem să reparăm lucrurile pe care le-am făcut greșit. Atunci când mergem să remediem tot ceea ce am creat neplăcut între noi și semenii noștri. Iar Zacheu știe că nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu dacă între el și semenii lui este o problemă. De aceea vrea să remedieze până la capăt. Le dă la săraci înapoi ceea ce a luat și dă împătrit înapoi la cei pe care i-a năpăstuit. Acesta este pasul spre pocăință, îndreptarea vieții. Regretul pentru ceea ce a făcut. Repară ceea ce a făcut. Renunță la ceea ce a făcut. Iată cum Zacheu devine deodată în prezența lui Iisus Hristos un om schimbat, minunat. Cuvântul merge mai departe și zice: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Zacheu era un om găsit, un om salvat sau un om pierdut? Păi, după cuvintele Domnului Iisus Hristos, Zacheu, plin de bani, cu tot ce îi trebuia, cu o casă poate deosebit de frumoasă, luxoasă, cu tot ceea ce era necesar să fie înăuntru, era un om pierdut. Fiul omului însă a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. L-a căutat pe Zacheu. L-a găsit într-un copac. Un om bogat într-un copac. Parcă sună și ciudat. Cu toate acestea, Domnul l-a căutat acolo unde era el. L-a găsit. A intrat în casa lui și a oferit în dar mântuirea. Aș vrea să spun, dragul meu, în această ocazie, oriunde vei fi și oriunde te vei afla, aș vrea să știi că Iisus te caută și pe tine. Iisus te iubește. Te iubește mai mult decât îți poți imagina. Probabil că în această lume unde răceala este tot mai proeminentă, în această lume unde fiecare este preocupat de sine, în această lume a egoismului, a mândriei, a lăcomiei, a avariției, în această lume unde fiecare este preocupat de sine, aș vrea să știi în această ocazie că Iisus Hristos, Domnul nostru, este preocupat. Iisus Hristos ne-a învățat și ne învață să ne preocupăm și noi de alții. Aș vrea să știi în această ocazie că Domnul Iisus Hristos te caută. Va continua să te caute până ce te va găsi. Și atunci când te va găsi, să știi că o să-ți ceară să vină la tine acasă. Poate că și tu o să spui: Doamne, am și eu depus câteva lucruri în rânduială. Aș vrea să întreb lucrul acesta. Aș vrea să-l întreb pe celălalt. Aș vrea să-mi pun viața în rânduială cu tine. Doamne, vreau să mă întorc cu toată inima la tine. Te invit în această ocazie să faci și tu un pas așa cum a făcut și Zacheu. Dacă știi că ceva nu este în regulă în viața ta, du-te și pune rânduială. Renunță la un lucru rău. Repară ceva ceea ce știi că ai stricat. Regretă ceea ce nu a fost potrivit. Și bucură-te pentru că Iisus Hristos a venit în casă la tine pentru ca să-ți ofere mântuirea. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Te socotești un om pierdut? Să știi că Iisus Hristos tocmai pentru tine a venit în această lume. Dacă te socotești un om pierdut, poate te socotești uneori al nimănui, poate că te simți uitat sau abandonat, aș vrea să știi că nu e singur. Ochii lui Dumnezeu sunt pe tine. El te caută,
El te iubește, El va veni într-o zi să se întâlnească cu tine, pentru că vrea ca odată cu prezența Lui în casă la tine să intre și mântuirea. De fapt, este imposibil să intre Iisus în casa ta fără să intre și mântuirea odată cu El. De aceea, nu-L da afară pe Iisus. De aceea, primește-L și tu cu bucurie și pune-ți viața în mâna Lui. Dăruiește-i inima ta și fie ca Iisus Hristos, Domnul vieții, care a venit pe acest pământ, să aducă și în inima ta bucuria mântuirii. Mă rog la Dumnezeu să te binecuvinteze. Fie ca această bucurie pe care Dumnezeu a venit să ne o facă fiecare dintre noi pe acest pământ, fie ca această dragoste a Lui să o putem simți și noi în inima noastră. Te rog, nu uita, Iisus te caută. Te va căuta pe toate drumurile vieții tale. Și când te va găsi, adu-ți aminte că El va veni în casa ta. Vrea să vină în inima ta, pentru că vrea să-ți dea mântuirea, adică viața veșnică. Vrea Dumnezeu ca și tu să trăiești cât va trăi Dumnezeu, adică veșnic. Te invit, hai să mergem împreună în veșnicia lui Dumnezeu. Hai să trăim împreună cât va trăi Dumnezeu. El a venit să ne caute pe noi, păcătoșii, care am pierduți. De aceea, cu bucurie să-L primim și să mergem acasă în împărăția Lui. Dumnezeu să-ți ajute!